Avem un video foarte interesant pe care din păcate nu pot să-l filmez, adică trebuie să mergem să căutăm alte biciclete, deoarece astea nu funcționează de la CityLink. Nu știu exact ce se întâmplă, probabil că fac mentenanță, dar trebuie să mergem să căutăm altele. Deci cred că mi-am luat cel mai... Pardon că ascultam muzică. Cred că mi-am luat cel mai mare schem din lume cu bicicleta asta, pentru că, nu știu dacă vedeți ceva, cred că se vede, e o mare problemă. Bicicleta din aia veche, bă, Pegas, și are frâna pe dreapta și eu de obicei țin camera în mâna dreaptă și avem de mers de aici, nu știu, vreo 3 km, dar cred că o să o las la universitate. Sau nu știu, poate mă obișnuiesc să filmez din stânga, dar nu-mi place, nu mă simt eu comod. Că eu sunt atât de prost încât m-a oprit și poliția, frate, pentru că mergeam pe stradă. Dar nu știu pe unde se poate merge pe aici, oricum trebuie să ducem asta înapoi, este o bicicletă. E greu, bă, de tot să mergi cu bicicleta noaptea și să vrei să faci și vlog. Dacă ești în timpul zilei, e simplu, pentru că... Mamă, ce mi-a rupt curul, bă! Bă, cred că e ok aici. Da. Am mers foarte puțin cu ea. Din punctul meu de vedere, foarte, foarte proastă și foarte incomodă. Adică, nu, în niciun caz nu. Ok, cred că ar fi cazul să ne începem video, că suntem aici pentru ceva, nu? Așa, deci pentru a putea înțelege exact unde se întâmplă acțiunea din acest video, trebuie în primul rând cumva să vă localizați. Deci, suntem acum în Piața Victoriei, exact în fața guvernului și de acolo mergem pe lângă pasaj. Nu mai știu cum se numește pasajul ăla, cred că pasajul Victoriei, nu? Pasajul Victoriei, avem aici clădirea BRD și mergem încolo. Am uitat cum se numește bulevardul ăsta. Ăsta e Nicolae, cum îi zice mă la bulevardul ăsta? Am uitat, să mor dacă mai țin minte. Dragi prieteni, asta aici în stânga este maternitatea în care s-a născut bătrânul Backpack Your Life. Pe 11 noiembrie 1985, la ora 2:30, habar n-aveam chestia asta, nu știam, am dat o maică-mi acum câteva ore și mi-a scris, se năștea această stea căzătoare, vai mama ei, domnul Backpack Your Life. Și în acest video de noapte o să ne plimbăm prin cartierul în care eu m-am născut și am crescut. Mi se pare absolut ireal cât de multe trotinete din astea sunt în București, doar că astea sunt și mai nasoale, pentru că dacă merg pe ele cu o mână și mă filmez cu cealaltă mână, îmi pierd echilibrul și e foarte, foarte, foarte nasol. Ok, deci avem maternitatea în partea aia și mergem frumos pe strada asta până facem stânga pe strada Monetăriei, dacă nu mă înșel. Aici este beznă, beznă. Voiam să vă spun că voi nici măcar nu vă puteți da seama ce înseamnă pentru mine faptul că pot să filmez noaptea. N-am mai ieșit după ora 9 de luni de zile, pentru că în Africa după ora 7 ești în full curfew. Iar acesta este blocul în care s-a născut bătrânul Backpack Your Life. Strada
se numește Dr. Felix și acolo unde scrie beauty, cred că a fost unul dintre primele baruri de striptease din, nu vă să zic acum din București, dar o să zic din toată zona asta de aici. Am trecut de scara B și acum ajungem la scara A, bă, deci n-am mai fost aici, știți, de când? Din 2017 eu n-am mai călcat pe aici. Și aceasta este scara de bloc. Intrați frumos pe aici și la, nu mai zic etajul, că n-are să se spune etajul, acolo, bine, practic maternitatea e aici. Am venit frumos și la etajul X mi-am făcut frumos, adică asta a fost primul loc în care am stat, până la vârsta de 18, nu, până la vârsta de 17 ani, când ne-am mutat, o să vă arăt imediat unde ne-am mutat. Iar acum suntem în spatele blocului, stați să văd dacă am și niște lumină, că, ok, deci acesta este blocul și exact acolo, la un etaj anume, locuiam eu, iar aici, o secundă, că ajungem la pătrat. Mamă, deci e foarte proastă imaginea pentru că e beznă total. Nu mă gândeam că o să fie aici atât de întunecat. Uite o pisică. Pisică satanică asta. Așa. Iar ăsta este locul care arăta mult mai bine atunci. Clar mult mai bine. Și la locul unde veneam, stăteam cu băieții de la bloc. Mamă, deci câte emoții poate să-mi trezească locul ăsta. Nu vă dați seama. Mamă, deci mă enervează. Mă gândeam că o să fie mai multă lume. Adică uitați-vă și voi. Fii atent aici. În partea asta nu vezi absolut nimic. Pana mea, poate vede cineva video-ul ăsta. Sper să vadă cineva video-ul ăsta de aici din zonă și să rezolve problema. Că uite, de exemplu, era o lumină aici sus la un moment dat. Sunt convins că nu se vede nimic. Dar asta mi se pare mega, mega ciudat. Și sunt cu ISO-ul la... Asta e că sunt doar la 4000, că i-am pus eu limiter, da? Deci da, aici s-a născut bătrânul backpack. Aici a locuit bătrânul backpack. Mamă, dar pe bune că arată ca o paragină acolo. Poate trebuia să fie și pe după amiază când se vedea ceva, dar acum, frate, pe bune, deci dacă vede cineva de acolo, de la mine, de la blog, dacă se uită la clipurile mele, și știu că sunt mulți care se uită la clipurile mele, boss, faceți ceva acolo, că e oribil. Deci este oribil, nu știu, lumina aia, pana mea, zici că ești un cartier, suntem la 400 de metri de guvern și se vede, zici că ești într-un cartier de la super mărginaș. Nu e corect. Bă, și aici, de exemplu, puneți, frate, lumini, uite, de pe stâlpul ăsta nu sunt, sunt două acolo. Dar e beznă, mă, nu zici că ești în centrul Bucureștiului. Stați cu vă, o să vă arăt imediat guvernul. Pentru cei care nu stau în zona și pentru cei care poate nu-și dau seama exact de distanțe, să vedeți cât de aproape suntem de guvern. Așa, deci am ajuns aici la colț Dr. Felix cu Titulescu și guvernul, bine, n-am zoom pentru camera asta exact să vă arăt, dar guvernul este undeva foarte aproape, în partea de aici, nu știu, cred că am demers undeva la vreo 2 minute, maxim 2 minute. Ăsta e un centru comercial de birouri, nu mai știu cum se numește, și țin minte și chestia asta aici se numește Premium Plaza. Iar acolo, în blocul din față, în blocul acela, locuia prima iubită a lui Backpack Your Life. Prima iubită pe care am avut-o la 14 ani. O chema și o cheamă în continuare Roxana. Câteva cuvinte despre familia domnului Backpack Your Life, pentru că nu v-am spus multe chestii despre ei mei, din mai multe motive. Deci eu m-am născut pe 11 noiembrie 1985 din mamă Adelina, tată Gabriel. După care, pe 15 martie, nu mă știu dacă tot acolo la maternitatea aia s-a născut, dar cred că da, vine Daria Stănciulescu pe 15 martie 1975. Așa, din câte știu, ai mei au avut de la început în plan chestia asta, să facă 2 copii și au dorit foarte mult un băiat și o fată și din păcate au primit 2 fete, că Backpack Your Life e gay, așa, și pentru că atunci apartamentele, de câte am înțeles, se dădeau în funcție de numărul de locuitori, ai mei cred că s-au mutat în apartament că mama era însărcinată, sigur n-a fost așa. În fine, nu știu care e combinația, nu știu cum au pus ei mâna pe apartamentul ăla, cum l-au cumpărat, dar știu că pe atunci aveai voie, nu puteau, de exemplu, nu puteai să stai tu singur într-un apartament cu 4 camere în momentul în care îți cumpărai o casă. Sau puteai să stai, eu țin minte că parcă nu puteai să stai, parcă, domne, erai tu cu soția și cu 2 copii, puteai să ai 4 camere. Și ai mei, pentru că au fost în situația asta, sau poate nu ne-am mutat acolo de la început, nu mai țin minte cum e povestea. Deci chiar nu mai țin minte exact cum e toată povestea. Dar o să vă spun informațiile pe care mi le aduc aminte. Da, deci cam asta este familia mea. Nu ați cunoscut-o nici pe mama, poate o singură dată. De taică-mi nu știți absolut nimic, pentru că nu am vrut să vă spun absolut nimic.
nu am o relație foarte bună cu taică-miu, mai bine spus, nu l-am văzut de prin iunie 2015, dar dacă ați văzut vlogurile mele anterioare, am spus acolo cât se poate de clar că vreau să remediez treaba asta pentru că este bolnav și are nevoie de ajutor. Dar, într-un video dedicat, poate o să vă explic exact cum stau lucrurile. Haha, ce tare, nu-mi vine să cred că în continuare există frizeria asta de aici. Cred că m-am tuns aici. Bine, cred că niciodată nu m-am tuns aici, dar știam de și de frizerie. Aici este Super Beturi și acolo este un public bet, sau cel puțin era. A, acum este un profi. Da, deci a dat faliment Super Betul ăsta. Țin minte că pariam și eu, dar mult mai târziu, undeva prin, nu știu, 2010. Ceva de genul ăsta pariam și eu. Ia uite cât de tare, Irish Pub-ul ăsta încă e aici. Ăsta era cel mai cunoscut bar de lângă școala mea, o să ajungem acum. Nu am mergeam când era la școală, gen la în clasa a 5, a 6, a 7, Doamne ferește, dar știam de acest loc, adică exista tot timpul și când am intrat la liceu, cred a fost prima oară când am mers aici. De obicei chiuleam și mergeam acolo în Irish. Ok, deci domnul Backpacker Life a fost dat la școală la vârsta de 7 ani sau 17, mama zi tu. Iar școala în care eu mi-am făcut primele 5 clase este aceasta. Asta este școala cu numărul 3. Aici am intrat, am făcut clasele 1, a 2, a 3, a 4 și a 5, după care la finalul clasei a 5 am avut niște probleme foarte mari cu notele, pentru că în clasa 5, dacă țineți minte, se producea o schimbare în sistemul de învățământ și anume treceai de la învățător la profesor, aveai câte un profesor dedicat pentru fiecare materie. Și deoarece pe mine învățătoarea putea să mă suporte, profesorii nu au putut să mă suporte, iar la finalul anului am avut probleme foarte mari cu corigență, că cred că am avut unul la geografie, cred că prima mea corigență a fost la geografie, și pentru că eram un copil cu probleme, directorul școlii sau dirigintele meu, domnul Gheorghe Brașoveanu, nu mai știu dacă trăiește, poate se uită la mine oameni care au făcut școala cu numărul 3 și poate pot să ne-a câteva informații, sau nu mai țin minte, dar nu, Brașoveanu, sigur, deci 100% la dirigente, așa. Practic le-au spus alor mei că, domne, ori mă exmatriculează, ori mă mută forțat, disciplinar. Și m-au mutat forțat, disciplinar ai mei, la școala Jose Marti 56, de acolo, de lângă Iancului, nu? Așa se numește zona aia. Dacă ați văzut vlogul anterior, v-am arătat școala, duriți-vă la vlogul anterior. Și aici este intrarea, cum îi spune, intrarea profesorilor. Deci de câte ori am ieșit pe aici, nu vă dați seama, și nu pentru că eram eu mare șmecher, ci pentru că în momentul în care aveai probleme, erai chemat la cancelarie și ieșai pe aici. Pentru că eu aveam multe situații în care chiuleam, eram chemat la cancelarie pentru că chiuleam și pe urmă nu mă întorceam în școală prin interior, pentru că nu intenționam să mă duc în școală. Și neintenționând să mă duc în școală, ieșeam pe aici ca să pot să plec. Unde să plec? Dumnezeu cu mila. Mă duceam să mă joc pe calculator, nu v-am arătat acolo pe monetărie, pentru că am uitat acolo în clasa 5-a, a fost primul internet cafe în care am intrat eu vreodată și aveam un prieten foarte bun, Alexandru Buzamet îl cheamă, iar el ții minte că făcuse rost de la vărul său de Mortal Kombat 2 sau 1, nu mai ții minte care, pe dischete și s-a dus acolo împreună cu mine, a dat jocul respectiv în schimbul orelor, adică aveam voie să stăm să ne jucăm fără să plătim. Pentru că el avea jocul, dar avea niște calculatoare foarte slabe. Eu nici măcar nu cred că aveam calculator atunci. El avea 100% un 286 sau un 386 sau un 486, nu mai țin minte exact. Și evident că mi-aduc aminte la Mortal Kombat, deoarece procesorul nu era foarte puternic. Bă, se mișcau caracterele, se mișca Sub-Zero ăla, frate. Și mergeam la el acasă și ne jucam. Până în momentul în care mi-am cumpărat și o calculator, am avut mai întâi un HC, taică-miu avea un Pentium 133 MHz cu 16 MB de RAM, uite ce lumină aici, cu 16 MB de RAM și mi-a cumpărat mie acasă într-o iarnă a dus calculatorul acasă astfel încât să lucreze de acasă tata, a lucrat de acasă și pe urmă a cumpărat un AMD K6-2 la 300 de MHz. Acela a fost primul calculator pe care l-am avut eu așa, calculator dedicat, adevărat. Și aici ajungem la un alt punct important, cred că acolo era, da? Un magazin Catec, repet, cei care stau în zonă și sunt vechi poate știu, era un magazin Catec aici și un magazin Flamingo acolo, de calculatoare. Am o poveste foarte, foarte tare despre acel
despre acel magazin. În 2004 aveam o iubită pe care o cheamă Cătălina și împreună cu ea și cu taică mi-am fost la sora mea în Germania, pentru că sora mea deja era în Germania să studia, să devină balerină. Câți ani avea? Nu știu. 15? 16? Dacă eram 2004? Nu. Eu aveam 19, aveam undeva la vreo 18 ani. Parcă așa, 2003-2004. Și eu am fost cu Cătălina și cu taică-miu la sora mea. Și mi-aduc aminte că atunci ne-au dat mie niște bani pentru călătoria respectivă, astfel încât să pot să mă duc și eu, să pot să am bani acolo, să mergem. Și țin minte că în întreaga călătorie eu nu am vrut să cheltuiesc bani, deoarece îmi doream foarte mult să salvez bani. De ce? Pentru că am vrut să-mi cumpăr primul procesor pe care îl luasem, era, cum să zic, cu banii mei. Nu era chiar cu banii mei, dar am salvat eu și mi-am cumpărat, adică nu mi-am cumpărat chestii în excursia respectivă, strict pentru a-mi lua acel procesor. Era un Pentium 4 la 2000 de MHz cu HT, cu Hyper Threading. Era primul procesor cu Hyper Threading. Ce înseamnă chestia asta? Că nu vedea un nucleu, ci vedea două, adică avea un nucleu virtual. Nu era cu două nuclee, ci pur și simplu instrucțiunile pe care procesorul le... volumul de instrucțiuni pe care procesorul, cred că așa e? Știu că hyperthreading înseamnă avea un nucleu virtual, putea să facă de două ori mai multe operațiuni, dar nu era nucleu sintetic, fizic acolo. Era un nucleu virtual care te ajuta, nu se mișca de două ori mai rapid ceea ce aveai atunci în calculator, dar era un improvement foarte, foarte, foarte mare. Stai să vedem dacă am voie să filmez pe aici, că nu știu. Aceasta este primăria sectorului 1, sau fosta primăria sectorului 1, pentru că dacă nu mă înșel, a fost schimbată la un moment dat. Nu mai sunt sigur. Așa. Și aici suntem pe strada Banu Manta. Deci asta este Banu Manta. Am venit despre Titulescu, am intrat frumos pe aici și acum mergem către liceul meu, care este exact vis-a-vis de a doua casă în care am locuit. Fast forward până prin vreo 2002. În 2002 ai mei mă trimit într-o excursie în Paris, din două motive. Era foarte ieftin când am fost cu autocarul Germania-Franța, parcă, dacă nu mă înșel. Aia a fost și prima mea ieșire din țară, cred. A fost prima mea ieșire, 100%. Anul nu mai fusesem cu ai mei în Bulgaria, dar nu știu, eu nu am conștient niciodată că Bulgaria se pune ca fiind că te-ai dus în străinătate, da. În fine, am fost în Bulgaria și singur am fost cu doi prieteni, cu Ionuț și cu Alin. Am fost în Franța. Ei, și în momentul în care m-am întors din Franța, de fapt ai mei mă trimiseseră acolo și cu un alt motiv. Aveam niște probleme financiare și nu mai puteau să aibă grijă nici de mine și mai ales de sora mea, pentru că sora mea era în Germania și taică-mi a avut niște probleme cu business-ul, cu afacerea pe care o avea. V-am povestit de foarte, foarte multe ori cu ce s-a ocupat tata. Poate o să mai fac un video la un dat, pentru că ultimul video despre acest subiect l-am făcut acum vreo 3 ani, 3 ani și jumătate, cred. Așa. Și au venit foarte mulți oameni de atunci. Așa. Și ai mei au fost nevoiți să vândă casa respectivă pentru a o putea întreține pe sora mea acolo și pentru a avea grijă și de mine, și ne-am mutat la chirie cu gândul că vor reuși împreună să strângă bani pentru a cumpăra apartament. Acum, apartamentul pe care vi l-am arătat acolo în Dr. Felix era un apartament cu 4 camere, 70 și ceva de metri pătrați, 76, parcă ceva de genul ăsta, pe care ai mei l-au vândut în vara lui 2002 sau 2003 cu undeva la vreo 40.000 sau 36.000 de dolari, iar un an peste sau 8 luni de zile peste, același apartament costa undeva la vreo 80.000 de euro, deși au luat o țeapă maximă, doar că au fost forțați să facă acea mutare. Ajungem la liceul meu. Acesta este liceul, stai să opresc muzica, mă, că eu ascult muzică și se aude și pe căști și deranjează. Acesta este liceul meu, Colegiul Național Ion Neculce, în care eu nu am intrat, stați liniștiți. Eu am avut media la examenul de capacitate 8.70, o medie decentă, doar că am fost foarte mult tras în spate de media 5.8. Media 5.8 cred că e undeva la vreo 6 și ceva și nu m-am spus acolo la școala generală, deci am făcut până în clasa 5, după care într-a 6 m-am mutat acolo la Jose Marti și mai departe a 7-a și 8-a m-am întors acolo în aceeași clasă. De-abia am terminat 8 clase, am luat o notă bună la examenul de capacitate și am intrat atunci, pentru că, nu știu, media 5.8 conta undeva la vreo 50%, cred. Vă rog dacă puteți să mă corectați. Și am intrat, cu o medie de loc extraordinară, la liceul, mamă, ce galbenă e lumina pe aici, frate, la liceul Aurel Vlaicu, care este mult mai departe de aici. Iar după vreun an și ceva, maica mea, prin niște relații, a reușit să mă mute aici, în clasa semestru 2, clasa 9. M-am mutat aici și am început să creez numai probleme. Dar
stați să continuăm cu povestea cu casa, astfel încât să pot să vă fac să înțelegeți ceva. M-am băgat ca prostul pe aici, că nu o să se vadă nimic. Băgam și piciorul să mă bag. Deci au pus chestiile astea cu școala, ca să nu mai sară copii, pentru că sărea un parter, nu știu, îi călca, îi lovea mașina, cred. În fine, da. Deci aici este liceul domnului Backpacker Life. Clasa mea era pe partea, bine, evident, cu partea interioară și stați că nu vreau să fiu super stalker. Acolo, la etajul 1, am locuit eu din 2003 până în anul 2011, când am plecat de acasă. Liceul era aici, casa era acolo. Liceul era aici, casa era acolo. Acum, întrebare de 1000 de puncte. Voi credeți că domnul Backpacker Life întârzia la ore sau ajungea în timp, la timp? Backpacker Life întârzia tot timpul la ore, chiar dacă stătea la sub, nu știu, 20 de metri? Nu știu care e distanța, hai să spunem undeva la vreo 25 de metri față de școală. Ia, stați să vă arăt ceva. Stai, frate, că nu vreau să fiu stalker. Ok. Deci pe acolo se iese și haide să numărăm, să vedem câte secunde sunt. Unde sunt tomberanele acolo, gândiți-vă, tomberanul ăla din față, ăla e Backpacker Life, da? Pac, veneam pe aici. Evident că nu treceam pe trecere, o luam direct așa, pentru că asta nu exista. Ia uite, frate, de ce sunt toate mesele astea? Și da, mai evident că nu s-a făcut școală de anul trecut sau nu știu. Nici nu mai știu cum e, nici nu știu cum a fost aici în România cu regulile de COVID. Dar presupun că nu s-a făcut școală, da? Evident, nici aici nu exista treaba asta. Da, mă enervează lumina, deci lumina mă sparge, nu știu ce am reușit să fac de la color grading, să mai scot puțin să nu fie atât de galbenă, dar cu asta avem, cu asta lucrăm. Așa, avizierul ăla de aici nu exista, avizierul a mutat în partea aia și haide să vedem unde este intrarea, suntem deja la 50 de secunde și am mers așa mai frecat. Ok, haide să zicem că într-un minut, asta este intrarea, într-un minut eu ajungeam în liceu. Atunci se putea intra, ieși, era portar, dar nu era atât de, nu era restrictiv, să zici că cine știe ce. Un liceu extrem, extrem de bun, era să zic în care sunt mândru că am intrat. Nu sunt mândru că am intrat, pentru că n-am intrat pe meritul meu, dar am luat o notă foarte, foarte, foarte bună la BAC. Aici în față erau tot timpul copii. Zona asta, da, parcă exact la fel arăta. Sunt convins că grafitiurile astea sau semnele astea nu erau și era plin, plin de elevi, mi-aduc aminte. Și cu colegii mei din clasă, de cele mai multe ori mergeam la mine, când ai mei erau plecați la muncă, mergeam la mine pentru că eram evident singur și ne jucam pe calculator. Amă, așa e puțin mai bine. Da, deci am spus că nu eram neapărat cel mai mândru om, nu sunt cel mai mândru om din lume, pentru că eu nu am meritat să intru, dar am terminat liceul foarte bine. Media mea la BAC a fost 9 și 12. Am avut evident o medie destul de slabă în 9-12. În clasa a 9, deci am intrat la Real, mai că am putut să mă bage atunci la Real, evident că eu nu aveam niciun fel de legătură cu Realul. Și după primul an, la fel mi s-a dat opțiunea să mă mut ori din liceu, pe criterii disciplinare, sau bine spus, pe lipsă de disciplină, așa, ori, mai bine de atât, să mă mut la Uman. Și m-am mutat la Uman, unde mi-era evident mult mai simplu, m-am înțeles foarte bine cu dirigintele meu, m-am înțeles și mai bine cu colegii, a fost chiar foarte, foarte, foarte plăcut. Dar și acolo am avut probleme foarte mari, ca să faceți o idee, în clasa 12 sau în clasa 11, eu, deși eram, arunsesem la faza pe capitală, cred, la olimpiadă, trecusem de liceu, trecusem de sector, cred, și am zis la capitală. Nu am mai trecut de capitală, dar ce a fost foarte tare atunci, faptul că eu eram corigent la filozofie. Deci ajunsesem, eram bun, știam bine pe partea mea, pentru un om care niciodată nu a studiat foarte mult, cred că am fost chiar bun la treaba asta, doar că, deoarece nu mă interesa și nu eram atent la nimic și nici nu mă duceam la ore, evident că am avut probleme foarte mari. Ca să vă spun o fază foarte amuzantă, uite, de exemplu aici, este ansamblu rezidențial, nu mai țin minte ce era aici. Deci, vă rog să-mi spuneți, pardon, v-am băgat lumina în ochi, vă rog să-mi spuneți ce era aici, acum este ansamblu rezidențial. Și evident, altă trotinetă. Ca să faceți o idee de glumele tâmpite pe care le făceam eu, la un moment dat am fost în... eram în clasă și nu voiam să mă duc la ore și m-am dus la profesoara de filozofie, al cărei nume, din păcate, nu-l mai țin minte. Și doamne profesoare, am întrebat-o dacă ea a auzit voată în viața ei de filozoful Phil Maycock. Evident că dumneai nu s-a prins de gluma
de proastă calitate pe care am făcut-o eu. Toată clasa a început să râdă, nu mai știu dacă cineva a explicat, dar faza aia vreau să vă arăt în principiu cam cum mă purtam eu cu profesorii. Deci, cred că tot ceea ce mi s-a întâmplat mie în învățământ îmi este, nu că mi este, este vina mea, este pur și simplu vina mea, faptul că pe om mi-am băgat piciorul în facultate, faptul că nu am respectat absolut nimic, lucrurile astea reprezintă 100% vina mea. De ce spun treaba asta? Pentru că eu cunosc mulți oameni care în momentul în care nu respectă niște chestii, la muncă, la în carieră, la job, la școală, sunt oameni care dau vina pe factori externi și treaba asta pe mine m-a deranjat tot timpul. Nu, eu nu am fost victima profesorilor, nu am fost victima unui sistem educativ, manipulator, opresiv și așa mai departe, nu. Consider că profesorii pe care i-am avut au fost extraordinar de buni, extraordinar de bine pregătiți, doar că nu au avut cu cine să lucreze. Eu mă refer la mine, da? Cu colegii mei, da. Deci nu au avut ce să facă din mine. Salvarea mea în liceu a fost faptul că eram în trupa de teatru și fiind în trupa de teatru avea niște avantaje, deoarece directoarea noastră de atunci, doamna Damian, și tot stafful aveau o slăbiciune pentru trupa de teatru și pentru echipa de basket. Dacă făceai parte din astea două, pana mea, puteam să mai chiulez de la ore pentru că spuneam că mă duc la repetiții. Nu vă gândiți acum că cine știe ce favoruri. Nu, dar pur și simplu, deoarece performam foarte bine în trupa de teatru și băieții din echipa de basket era neculce, era un liceu foarte, foarte bun atunci, nu știu cum e acum. Evident că în perioada respectivă aveai și avantaje. Ziceam, bă, mă duc la repetiție, repetiție, să spunem că începeam de la ora 5, eu terminam școala la ora 7 și eu ziceam, domne, încep de la 3. Pe dracu, mă duceam mai devreme. Stați-mă, că mergem, eu voiam să mă duc tot pe aici, dar nu, o luăm așa pe Banomanta, să vă mai arăt ceva acolo. Eu ziceam, domne, nu știu ce, haide că mă duc de la 3. Mă duceam de la 3, aveam zile în care nu mă duceam deloc la școală, pentru că veneam cu scuza asta, stați puțin, doamnă, că știți, eu am repetiții, deoarece eu sunt în trupa de teatru. Toată lumea știa treaba asta, câștigam premii, mergeam la o grămadă de festivaluri, poezie, nebunii. Am avut o viață bună din acest punct de vedere, pentru că am avut un talent pe care am început într-un fel sau altul, uite ce frumos vine, ce se vede aici, pe care am început într-un fel sau altul să mi-l materializez sau să beneficiez de pe urma lui încă din liceu. Uite, de exemplu, de asta uitasem, aici era înainte poșta. Nu, mama? Cred că asta era poșta. Uiteți-vă și voi cum arată acum. Deci, să vă spun sincer, mama mi-a zis mie, la un dat mi-a zis, bă, vezi că e foarte urât în sectorul 1, că sunt niște probleme cu Clotilde, sau cum o cheamă, pe doamna aia, nu știu, că sunt niște probleme și că nu... nu se face curățenie, nu se iau gunoaie de pe jos și chestii de genul ăsta. Asta mi-a zis maica mea înainte de a veni în România, atunci când eram în Rwanda. Tata avea firma pe una dintre străzile astea de aici. Nu mai țin minte cum se numea exact. Scărlătescu, nu mai știu, dar ideea este că de acolo, de la noi, de la Dr. Felix, deci de la mine din casă până la taicul la firmă, făceam 3 minute. Hai 5, hai 7, că eram mic și aveam pași mici, da? Iar de acolo până la școală, în partea cealaltă, la fel, făceam, nu știu, să zicem, 10 minute. Eu am început să merg singur la școală din a doua zi. Prima zi m-au dus ai mei, pentru că am numai era facilitatea de deschidere, labe și alte căcaturi. Și mai departe, uite, locul ăsta arată exact la fel, era aici, aveam aici o colegă, o destul de drăguță care locuia. Nu mai știu ce face. Ia uite, acolo restaurant Roa. Nu. Mamă, cât de tare, bă, să fiu pe aici. Pe aici arată exact la fel. Deci nu mi se pare vreo schimbare de asta extraordinară. E puțin mai frumos în sensul că sunt flori din astea în centru. Nu mai țin minte, sincer să fiu, dacă florile sunt de atunci sau au fost puse. Dar da, zona asta îmi place. Aveam un prieten. Stați-mă că trebuie să vă arăt, bă. Uite, voiam să vă povestesc despre un prieten, Mihail, ca mea, care stătea undeva la parterul. Cred că pe la parterul blocului ăsta, nu mai știu ce scară, dar puțin mai în față, pe dreapta, este cu adevărat prima sală de internet în care eu am pus vreodată piciorul în această viață. Cred că trebuie să scot din nou lumina asta artificială. Ce voiam să vă zic? Bă, sunt convins că clipul ăsta nu are mare legătură cu travel-ul. Bă, nu are legătură cu travel-ul, pentru că faceți așa o călătorie down the memory lane cu domnul Backpacker Life. E, aici... Stați puțin. Aici, bine, acum e un supermarket. Nu era nici acum 4 ani când am fost, cred, și cu siguranță atunci când... m-am să aminte. Acum 1000 de ani nu era. Vorbim de aproape... Mamă, deci... Ne apropiem de 30 de ani, 25 de ani
din când s-au întâmplat aceste evenimente. E, exact aici, pe dreapta, cum intrai, era o dita mai sala, o sală de net. Iar aici m-au jucat pentru prima oară, la Bulevardul Banomanta 60, m-am jucat pentru prima oară Quake 1. Acela a fost primul joc pe care l-am jucat eu vreodată într-o sală de internet. Deci vă rog din suflet, cei care locuiți aici în zonă, faceți frate ceva, nu știu, duceți-vă să vă plângeți, e ireal că nu e lumină pe stradă. Iar aici este hotelul Irisa, hotel și restaurant Irisa, în care nu am intrat în viața mea. Poate o să trebuie să stau și aici o seară, doar așa, for the sake of it, pentru că e un hotel foarte drăguț. Nu știu exact în ce condiții operează acum, dar da, și exact aici, prin dreapta, veneam de la blocul meu. Deci blocul meu pe care vi l-am arătat mai devreme este pe diagonală, în partea asta, undeva la vreo 300 de metri față de cotitura asta din față. E, și asta nu mă gândeam că se va întâmpla vreodată, că o să văd pe cineva dormind pe o bancă în zona asta. Deci nu m-am gândit vreodată că asta se va... că o să văd așa ceva. În partea aceasta, exact aici în spate, e, cred că era printre... nu printre, primul restaurant, cum îi zice, primul restaurant mexican, poate din sector, poate din București, nu mai știu, era restaurantul lui Adi Minune, era ăsta, bă, al cui, era al lui Manilist, asta știu 100%. Restaurantul se numea Don Taco. Și acum am luat un tur și am ajuns exact, bine, nu de unde am început, că am început departe, undeva acolo, la Romană, dar pe aici, pe stăluța asta, am intrat. V-am spus eu că este steluța monetăriei, așa se numește, și acolo este blocul. Și pe stânga era barul acela pe care vă spuneam că probabil era printre primele de acest gen. Repet, nu cred că din București, dar cel puțin din zona asta, pentru că știu că eram noi fascinați, deoarece de fiecare dată vedeam o grămadă de gagici, bine, mai mult sau mai puțin bune, care, cum îi zice, mă, care ieșeau și care intrau pe și de acolo. Alt landmark important este dat de această farmacie, farmacia Alisa, pentru că știu că undeva prin 2002-2001, nu mai țin exact, era o farmacistă super simpatică, care am venit și am și un număr de telefon, mi l-a dat și până nu mai știu ce s-a întâmplat. Am fost la un film, parcă la Patria, la Scala, nu mai știu exact, dar știu sigur că s-a întâmplat acolo la farmacia Alisa. Băi, cam asta a fost. Ați văzut și voi cam pe unde și-a făcut veacul bătrânul Backpack Your Life. Eu de aici merg înainte la la guvern. Mai merg de aici, nu știu, 200... Stați că vă mai arăt ceva. Stați că vă mai arăt ceva dacă suntem aici, pentru că e ceva important, aș zice eu. Voi trebuie să înțelegeți, să acceptați și să știți faptul că eu, pentru mine este o premieră, faptul că acum, la ora... Ia uitați, asta este, mi-am pus eu la vândare obiectivul ăsta, da? La ora 23:51 de minute eu sunt afară. Pentru că, repet, în toate locurile prin care am fost, nu aveai voie să fii afară după ora 7, respectiv 8. A, da, și ții minte oglinda asta, aici este un restaurant sau o cofetărie ceva. Asta de aici este o vulcanizare și exact lângă vulcanizare se afla acel internet cafe, al cărui nume nu-l mai știu, este cel în care v-am spus că am fost cu prietenul meu și am lăsat Mortal Kombat. Nu știu dacă se uită Alex la videourile mele, știu că acum trăiește prin, e în Amsterdam, de mulți ani, avocat, un băiat de nota 10, dacă se uită, îl salut cu drag. Aici este Muzeul Național al Țăranului Român și are și un restaurant foarte, foarte mișto, dar dacă nu mă înșel, era cam scump, n-am mai fost de foarte mulți ani, undeva la vreo 7-8 ani. Erau evenimente în unde erau o grămadă de filme din astea așa mai non-mainstream. Aici a fost scandalul și cu filmul ăla. A fost un film la un dat, nu știu, promova ceva gay sau o chestie de asta și sau împotriva gayilor. Nu mai știu exact ce a fost, mă știu că au venit niște militanți și au făcut pe acolo scandal, nu știu ce, domne, nu e bine, că a fost un scandal acum ceva ani de zile. Iar aici este biserica, nu vine să cred că spun treaba asta, că vă povestesc o biserică, asta este biserica, Mavrogen se numește, biserica în care eu mi-am petrecut fiecare Paște, aici era plin de oameni în seara de înviere și te vedeai și cu aia pe care voiai să vezi și cu aia pe care nu voiai să vezi, te întâlneai cu toată lumea din cartier.
toți, și aia buni, și aia răi, prietenii, dușmanii, că evident, ca în orice cartier aveai și dușmani. Acesta este un cartier foarte, foarte, foarte liniștit, care a rare ori avea probleme. Dar aici, ultimul punct din plimbarea noastră, asta este școala cu numărul 11 și este o școală extrem de importantă pentru mine, pentru că în spate eu jucam basket aproape în fiecare seară. Ideea este că n-am ce să vă arăt, deoarece am fost acum câteva zile când am venit de la aeroport, am văzut că este acoperit și n-am ce să vă arăt înăuntru. Este un teren de basket, iar eu repet, cred că mi-am pierdut acolo ani din viață, pe terenul ăla de basket de acolo. Pentru că la școala 3 la mine, dar uite și mi-am dat seama că eu mergeam pe pista bicicliștilor. Iar acum, dragi prieteni, mai bine că v-am arătat, pentru că putem să terminăm videoul. Eu am filmat cumva în timp real, adică pauzele dintre rec și stop au fost foarte mici. Asta ca să vedeți că în principiu toată zona asta pe care am văzut-o se poate merge așa pe jos, poți să faci o plimbare. Și aici este marele guvern, guvernul României. Habar n-am cine mai e prim-ministru acum în România, să încerc să fiu, nu mă interesează. Asta este frumusețea denumită Piața Victoriei. Eu o să mă duc acum acasă, sunt extrem de obosit, am mers, m-am frecat cu trotinetele astea, cu bicicleta foarte, foarte, foarte proastă de, mai ales când vrei să ții și o cameră cât de cât mare în mână, nu mi-a plăcut. E mult mai bine și de bicicletele mi se pare că nu sunt extraordinare, astea de la Ivelo nu mi se par cine știe ce, sau cel puțin poate ne merită una slabă, nu mai contează. Ia să vedem, pot să traversez? Nu pot, pentru că este roșu. Nu traversați niciodată pe roșu. Nu uitați că vă iubesc, voiam să aranjez microfonul. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți, cum vi se pare ceea ce v-am prezentat, dacă vi se pare boring. Promit că pe viitor o să vă mai spun chestii despre mine și în momentul în care o să mă duc în Norvegia, o să o cunoaștem și pe maică, o să facem mai multe videouri, astfel încât să aflați și părerea mea despre viața mea și să vă povestească ea chestii de când era bătrânul Backpack Your Life, mai puțin bătrân. Cam asta este, mă duc acasă, nu uitați că vă iubesc, la revedere, pa, pa!